fratele Raj, la sora Oltea Hozam și la toți care v-ați rugat pentru cauza aceasta. Fiica mea cu o colegă de școală, Domnul să le binecuvinteze. Da, și de asta zic că ea a venit în seara asta, a venit la mine, a venit mai bucuroasă că ea nu prea are atâta căldură acolo, că e scum, nu. Domnul să-i ajute și ei cu un loc de muncă. Și-a revenit, o eliberat-o Dumnezeu de duhul acela de stres. Să știți că de mulți ani a fost ea așa. De-a avut și tentativă de sinucid și au avut mai multe. Și știe Dumnezeu sufletul și inima din mine, ca o mamă, știți și dumneavoastră, cât suferă o mamă pentru copilul lui. Am plâns mult, știe Dumnezeu. Dar Dumnezeu uite la rugăciunile făcute prin credință. Cum se spune că rugăciunea fierbinte a celui neprihănit vindecă și mântuiește pe cel bolnav, cel nemântuit. Și le iartă o sumedenie de păcate, dar Dumnezeu să ne ajute să stăm smeriți la picioarele Lui și să putem ridica mâini curate spre cer. El să ne mărească credința, să ne dea un duc de rugăciune și să ne rugăm unii pentru alții, să stăm în spărtură și să mijlocim unii pentru alții pentru diferite cauze, că Dumnezeu lucrează, este bun. Și o sta și Carmen în seara asta aici acasă, am vrut să vă spun, și-a ascultat cuvântul lui Dumnezeu foarte atentă, rugăciunile care s-au făcut live, slăvit să fie Domnul, e mai liniștit, așa, e coerentă, e fericit așa în sinea ei, în sufletul ei. Slavă Domnului! Și eu la fel mă simt la fel de fericită, cu toate că pe alte părți Satana se mai luptă, să mai dea lovituri, săgeți arzătoare, să nu fie bucuria de plină, dar eu îi mulțumesc lui Dumnezeu, nu că dar, mulțumesc la Dumnezeu din toată inima, pentru toate și pentru că El e bun. El are milă, El are milă și bun și plin de dragoste. Și nu mai sta că mai stătea, dar s-a dus cu copilul, a venit cu... Am și un nepot de 19 ani, face acum în 25 decembrie, vârsta de 19 ani. Și o ajută și el în casă, la una alta. Soțul i-a reușit de s-a angajat la fabrică de pâine. Acum ne rugăm pentru ea și vă rog să mă susțineți în rugăciuni, ca Domnul să-i ajute să încheie un legământ. Amin. Și Domnul să-i pregătească el un loc de muncă și cele necesare ce au nevoie. Vreau să vă spun că Carmen, deci am dus-o la mine la biserică aici, am doar la Golgota, înainte să vină crizele astea, Duhul ăsta, Dumnezeu să mustre toate duhurile acestea. Și s-a bucurat foarte mult în biserică și a zis, mami, vreau și eu să fac, zice, să încheie un legământ cu Dumnezeu. I-au dat frații de acolo, de la biserică, îngrijitorii care sunt acolo, paznici, o Biblie nouă, nouță. Ea s-a uitat acolo pe masă, dar erau de alea de cumpărate mai scumpe, mai nou. Zice, nu, lăsa, stați, că dăm o Biblie, avem aici. Slavă Domnului! Sigur că da. Și v-am văzut-o cât era de fericită și de bucuroasă în casa lui Dumnezeu. O vedeam așa, parcă împlinit, așa, nu știu, fericirea și bucuria ei care nu a avut-o, cred că de atâția ani. Știe Dumnezeu viața ei și situația, dar m-am bucurat, să știți. M-am bucurat și mă bucur mult. Și de-aia mă rog și eu pentru multe cauze, pentru cei nemântuiți, pentru cei bolnavi, pentru care cum îmi trimit și mie în mesaje, în messenger, că știe Domnul. Eu sunt o mână de țărână, dar cel ce lucrează este Dumnezeu. Amin. El știe că și El mântuiește, slăvit să fie numele Lui. Și mă bucur când pot să stau și eu în spărtură să mă rog, pentru că eu văd bucuria pe care o am ca mamă când alții s-au rugat și se roagă și eu m-am rugat din toată inima pentru copilul meu. Și uite că Dumnezeu l-a adus la realitate, Dumnezeu l-a eliberat,
o eliberat, o slăvit să fie Dumnezeu și mult binecuvântat. Vă mulțumesc încă o dată în numele Domnului și mulțumesc Domnului pentru bunătatea, mila și dragostea Lui nemărginită. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Domnul este cel care ți-a ascultat rugăciunea cum a fost în lucrare. Lacrimile toate Domnul le-a pus în burdul furușii. Astăzi, ziua aceea, este ziua când Domnul s-a răspuns. Slăvit să fie Domnul, de aia nu ne încurajăm. Cei care aduce în cauza Dumnezeu ascultă rugăciunile. Dar este un timp anume când îi lasă pe oameni așa până chiar ajung la podea. Și atunci Dumnezeu când intervine ca să nu cumva să zică omul, că omul e om și firea e fire. Vine diavolul, zicea, nici nu cred că a fost așa de rău. Dar când îl lasă pe om așa până la pulbere, când omul zice, măi, chiar nu se poate aici, numai Dumnezeu a lucrat, pentru că Dumnezeu într-adevăr lucrează, numai că cel rău caută să diminueze lucrarea sau să, cum ar veni, să pună apă în lapte, înțelegi, să-l subțieze așa de tot ca să n-aibă niciun gust. Și Dumnezeu vrea ca el să fie lăudat pentru că el merită lauda, dar apoi alții să poată să fie întăriți și încurajați, văzând că Dumnezeu a lucrat la cauza cutare, la cauza cutare, la cauza cutare. Amin. Slavă Domnului.